Anul nou vine cu prețuri mai mari. Gazul luat din Rusia va fi mai scump de la 1 ianuarie 2017. Informația a fost confirmată de directorul general al Gazprom, Alexei Miller, care a anunțat că toate statele Uniunii Europene vor plăti mai mult pentru gazul rusesc. Potrivit președintelui ANRE, Nicolae Havrileț, importurile de gaze naturale din Rusia vor acoperi în această iarnă 40% din consumul național. Însă din ianuarie vom da mai mulți bani pe gazul rusesc. Șeful Gazprom a anunțat că va majora prețurile pentru gazul exportat în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2017 ca urmare a scumpirii petrolului, fără a da însă mai multe detalii. Avem deja dinamica de pe trimestrul al patrulea al acestui an. Mă refer la prețul petrolului și al produselor petroliere, așa că putem spune cu certitudine că, analizând prevederile contractuale, prețul mediu al gazului livrat în Europa va fi mai mare decât cel înregistrat pe trimestrul al patrulea al anului curent, a declarat Alexei Miller, directorul general al Gazprom. Per total, în acest an, importurile din Rusia vor ajunge la 8-9% din consumul României față de 2,4% anul trecut, arată datele ANRE. Și asta pentru că furnizorii au cumpărat mai multe gaze de import care au fost mai ieftine decât cele din producția internă. Potrivit ANRE, contractele de import pentru ultimul trimestru al anului sunt încheiate la un preț de maximum 70 de lei pentru un megawatt-oră, în timp ce prețul de referință pentru gazele de pe piața internă este de 72 de lei pentru un megawatt-oră. Conform Gazprom, în 2015, România a importat de la gigantul rus 180 de milioane de metri cubi de gaz, fapt ce a ridicat nivelul total al exporturilor în România de la crearea companiei rusești la un total de 126,89 miliarde de metri cubi.